să fie ridicată. Fostul ministru al turismului a explicat că nu vrea să plece din țară, ci doar să beneficieze de intimitate și adaugă că s-a săturat să fie fotografiată peste tot unde se duce. La sediul instanței supreme, Udrea s-a întâlnit cu fostul său soț Dorin Cocoș, dar și cu fosta sa prietenă Alina Bica. Mădălina Poenaru ne aduce detaliile. Mădălina, bun găsit, despre ce ar fi discutat cei trei? Bun găsit, nu au fost discuții, s-au salutat prietenește în ceea ce privește legătura cu Dorin Cocoș. Elena Udrea l-a pupat pe obraz și l-a îmbrățișat, urându-i la mulți ani, fapt care l-a și confirmat în fața jurnaliștilor. Alina Bica a spus de asemenea că nu a discutat cu Elena Udrea la instanță, astfel că dincolo de anumite chestiuni sunt doar pure speculații în ceea ce privește întâlnirea celor trei la instanță. Pe de altă parte, puncta Elena Udrea s-a prezentat astăzi la Curtea Supremă pentru a-și susține punctul de vedere în dosar. S-au discutat măsurile preventive din acest caz. Elena Udrea se află în control judiciar și a solicitat instanței să ridice această măsură preventivă pentru că nu se mai justifică, nu sunt indicii din care să reasă că ar încerca să influențeze în vreun fel negativ această anchetă. Elena Udrea a fost trimisă în judecată în dosarul Gala Bute pe 21 aprilie, iar procurorii Direcției Naționale Anticorupție au acuzat-o în acest dosar de luare de mită, de faptul că s-a folosit de anumite documente pentru a atrage fonduri europene, fără să respecte însă legea, dar și de alte acuzații de corupție care au legătură cu organizarea evenimentului Gala Bute. Elena Udrea s-a întâlnit la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, acolo unde a fost programat un nou termen al dosarului Gala Bute, cu fostul său soț, Dorin Cocoș, dar și cu cea care a fost prietenă, Alina Bica. Păi, ați văzut noastră, erau o mulțime de persoane acolo cunoscute. În punctul meu de vedere, oamenii nu se schimbă. Am același sentimente pentru toți cei care ne-au fost prieteni sau au făcut parte din viața mea la un moment dat. Viața este cu bune și cu rele. I-ați reproșat ceva lui Dorin Cocoș sau lui Alin Cocoș? I-am spus la mulți ani lui Dorin Cocoș pentru că a fost ziua lui. Cu Alina Bica ce trebuie să vorbim? Am salutat-o și i-am urat succes. Fosta șefă de ICOT nu a părut însă la fel de prietenoasă. Nu am vorbit. Deci mă mai... Salutat, să mă ierte Sfântul, nu înseamnă că am vorbit. Deci n-am vorbit. Acum mă salut toată lumea cu părinții în sală. Dar nu vreți să vorbiți cu dumneavoastră? Eu nu am negat niciodată lucrurile pe care... Oamenii pe care mi-am asumat ca prieten și nu o să-i neg nici continuare. Este o chestiune privată. Este la fel de șarmantă ca în vremurile de dinainte să aibă mai șarmantă. Pe de altă parte, Elena Udrea a declarat că ar dori ca măsura controlului judiciar să fie ridicată în cazul său, că nu dorește să plece din țară, ci doar să poată avea parte de intimitate. Aș vrea doar să nu mai fiu fotografiată non-stop, astfel încât efectiv mă simt vânată. Nu fac nimic mai mult decât face orice om, dar nu cred că astea trebuie să fie momente pe care să le surprindem, să le surprindem cu telefonul mobil și apoi să le dăm spre publicare. La instanța supremă au mai venit Sebastian Ghiță, Rudel Obreja, dar și Alina Bica. Cum lucrurile în dosarul dumneavoastră? Stagnează dosarul. Nu știu, pentru mine e o ciudățenie întreagă ce se întâmplă, dar... Dacă așa am pornit de la început cu ciudățenii, așa continuăm. Să vedem unde ajungem. Oricum, e regretabil modul în care se face justiție în țara asta, e regretabil modul în care suntem călcați în picioare, terfeliți,